vine astfel încât la sala de festivități Nicolae Manuleșu Strunga, primării municipiului Roman, la cea de 10-a ediție a competiției Romanul, curat și verde. Este o competiție menită să ne atragă atenția tuturor asupra faptului că pentru a avea o comunitate cât mai curată, o comunitate cât mai îngrijită, cât mai verde, trebuie să ne implicăm cu toții. Eu vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat în acest concurs. Felicitări tuturor și dacă tot vorbim de o ediție jubilială, să spunem, la anul cea de-a 10-a ediție, am introdus și mare premiu al acestui concurs, o surpriză pe care vă veți afla la sfârșit. Vreau să felicit, așa cum spuneam, toți participanții. Este foarte important rezultatul pe care l-am obținut, în sensul în care ne-am ecologizat fiecare în zona noastră de competență, în area noastră de acoperire și în comunitatea noastră cât mai bine spațiile verzi. Avem, desigur, și câștigători, pentru că e un concurs până la urmă. Vreau să mulțumesc și colegilor mei din primărie, care s-au implicat în organizarea acestui concurs, în jurizare. Și să trecem în cele ce urmează la premierea dumneavoastră, prima categorie formată din instituțiile de învățământ, la care s-au înscris 7 instituții, mențiuni obținând. Școala Alexandru Ioan Cuza, 5 puncte. Școala Vasile Alexandrei, 5 puncte. Și Școala Carol I, 8 puncte. Nu avem niciun reprezentant sau dacă avem, haideți, vă rog, de la cele 3 unități de învățământ.
iar locul întâi a fost ocupat de Asociația Mușatinii. Iar locul întâi la ediția din 2019 a fost ocupat de domnul Neculeș, Alois, 20 de puncte. Thank you.
Trecem la premii. Locul 3 a fost obținut de Asociația de Societate numărul 16 TV, Ungureanu Gheorghe. Iar în acest an, locul întâi la categoria asociațiilor de proprietari a fost obținut de Asociația de Proprietari numărul 4B, reprezentată de domnul Oatu Dumitru, 30 de puncte.